Dacă reușesc să-l bat, reușesc să-l bat. Te pui cu mine? Opa, opa. Unde ești? Ia-te. Zombie! Tu ții cu mine! Zombie! Pleacă de zombie! Din cauza ta nu pot să-l bat! Bună, ce mai faceți? Sunt Felix și bine ați venit la încă un episod de Minecraft. Astăzi vom face ceva special, vom face hambarul unui măgăruș. Dar înainte de asta observ că sunt mulți explozii, așa să-i bat. Dar înainte să-i bat, pentru hambar am nevoie de piatră și mă duc să iau niște piatră, să pun la făcut piatră. Nu mă dau că sunt zombălăi pe aici și alte... ce tare s-a auzit. Pentru că chiar am de gând să-i bat ca să-mi iau resursele lor, să fac niște puncte de experiență. Cobblestone, cobblestone, atât ați trebuie să nu-mi ajungă cobblestone-ul. Că trebuie mult. Ok, ce punem? Am nevoie să fac hambarul și nu știu cu ce culoare. Să-l fac cu spruce leg din ăsta? Dar îl fac din ăsta. Ok, atunci punem alte chestii care le avem pe aici. Da. Și nisipul îl pun aici. Unde trebuie sticla. Ăsta luăm cu noi. Și începem să mai punem lucrurile de care nu avem nevoie. Oase de unde le-am luat. Ața. Săgețile. Nu aici săgețile, sunt jos. Avem destul de mult săgeți. Fâne trebuie. Ochiul ăsta unde îl pun? Aici. Se pare că nu avem decât două bucăți. Ăsta iron bar nu ne trebuie. Nu știu unde să-l pun. Cred că îl pun aici. Asta nu-mi trebuie. Florile parcă le pun aici. Așa. Slabul ăsta îl pun la lemn. Vreau să fac puțin ordine că am nevoie de... O să am nevoie de spațiu. Să mă gândesc. Asta nu-mi trebuie. Lâna. Nu cred că o folosesc. Semințele sus. Asta și aici. Cobblestone-ul s-ar putea... Îmi trebuie multe din astea stone brick-uri. Cobblestone-ul s-ar putea să nu mă ajungă. Numai 26, parcă mai aveam o bucată. Unde l-am mai pus-o și pe aia? Unde mi-am pus piatra? Mai aveam cobblestone. 26. Mai aveam undeva piatră. Să vedem aici nu-i. Aici nu este. Aici nu-i. Aici nu-i. S-ar putea să nu mă ajungă piatra și trebuie să merg după piatră. Și chiar nu vreau să merg după piatră, deși până la urmă e ușor. Bun. Cred că avem tot ce ne trebuie. Ce trebuie să facem noi? Trebuie, în primul rând, să ne punem piatra la făcut. Și oricum o să vină ziua. Deci nu fac griji. Așa, de zombălăcă. Măgărușul e acolo. Am să-ți fac cel mai fain, efectiv cel mai fain habar pentru tine. Perfect. Să vedem cum stăm cu piatra. Stăm nu prea bine. Așa, mai trebuie piatra. Unde mai am piatra? Spune că mai am piatra. Piatra, piatra, piatra. A, uite aici. 39. Punem piatra la făcut și aici 35 11. Ok. Așa, punem asta și aici și punem asta și aici. Bun. Avem nevoie într-adevăr de foarte multă piatră. Multe, multe, multă piatră. Mai am aici piatră și nu știu eu. Am un băr să aplic. Ok. Vreau să fac hambarul, mă gândeam să-l fac aici. O, dacă îl fac aici chiar am nevoie de pământ. Am 53. Bun. Mă gândeam că zona asta este a mea și aș face hambarul. Acolo trebuie să iau și chestia asta. Hambarul aș face, uite, exact aici în spate. Să vedem cum s-ar vedea de aici. S-ar vedea bine. Asta este o zonă care nu o folosesc. Așa că aș face hambarul. Să mă gândesc de unde aș putea să fac. Deci chestia să vină cu una. Așa și de aici chiar nu trebuie suprafața asta. Ok, asta iar o fac așa cu una. Aici ce o să vreau pe chestiile astea să plantez niște copăcei și pur și simplu așa va rămâne. Mă face aici un așa, nu știu la ce înălțime să-l fac, vom vedea. Ceva de genul vreau să fie ceva așa. A, nu! Deja ajung la asta, deci nu pot, decât de una aici așa, ok. Nu vreau să ating sistemele care le-am făcut automate. Ok. Și de aici, că aș putea să-l fac așa de aici. Da, rămâne de aici. Perfect, perfect, perfect. Dar trebuie puțin să ne mărim zona asta. Dar nu contează. Nisipul nu ne trebuiește. Adică trebuie să luăm cu noi, dar nu ne trebuiește așa. Ok. Chestiile astea o să le luăm ca să dăm de mâncare la cocobroscuțe. Care, apropo, trebuie să-mi facă scut. De ani nu vreau să dorm. Deoarece, ci că dacă stai trează, îți dă mai repede. Cresc ele mai repede. Așa, luăm asta. Perfect. Bun. Și acum luăm pământul. Oh, mai e asta. Așa, mai luăm pământul și încercăm să ne mărim asta foarte mare și să crească și gazon. Mă gândeam să-l fac chiar în spate. Chiar îl fac în spate.
Îl fac aici. Nu. Stai să vedem unde am putea să facem ca să arate bine. Îl fac de aici, perfect, de aici îl fac. Așa. Trebuie să vedem cât de lat îl facem. Deci mie îmi trebuie de 5, 6, 7. De 7 îmi trebuie și vine așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Fain, fain, o să folosesc la pământ de n-am mai văzut la pământ. Așa. Până la urmă e zona mea și facem ce vrem în ea, e zona noastră. Și trebuie să facem lucruri foarte, foarte faine. Să mă duc de la cocul broscu să vedem cum stau. Poate le mai dau puțină mâncare. Hai că arată destul de bine zona asta. Aici vom face, perfect. Și asta de aici chiar nu am nevoie. Aici probabil voi pune o alei și niște scări. Aici trebuie să facem alei. Și bun, mergem puțin. Hai să luăm asta prima dată. Să luăm, ne trebuie foarte multă din asta, deoarece va trebui cu villagerii să facem schimb. Și să luăm chestia asta. Sugar cane-ul ăsta, că știu că la unul dintre ei chiar îi trebuie cât mai multă hârtie. Ok, 32, destul de bine. Așa trebuie să facă și puiuț. Ok. Ok, știu că trebuie să mă întorc, erau câteva bucăți. Oricum mi-a dat o idee foarte bună să pun așa pe marginea apei, ca să nu mai mă ocupe grădina. Ce mai rămâne, astea le luăm pe toate. Chestiile astea nu am nevoie acum de ele, dar vom avea nevoie de cât mai multe, presupun. Așa. Și acum să dăm de mâncare la văcuțe și după aceea să mergem să începem să facem hambarul. Măgărușule, vei avea un hambar? Cum nu s-a mai văzut așa hambar? Ok, să mănânc și eu ceva. Neam, neam, neam. Vreau prima dată să dau de mâncare la văcuțe, deși s-ar putea să nu mă ajungă. 6, s-ar putea să nu ajungă. Ui foame? Da. Hai la una, mai trebuie să mai dau să mânce. Care mâncă? Așa, bun. Nici nu mai pot să dau de mâncare la mai multe. Câte avem aici? Nu știu câte avem, dar încă n-avem 24. Și broscuțele încă sunt micuțe. Încă sunt micuțe, dar poate reușim să... Câte sunt? Opa, una a crescut, una a crescut. 2, 4, 5, 6, 7. A crescut două. Unde-i scutul meu? Nu, au crescut și n-am scutul meu. Au crescut. 2, 4, 5, 6, 7. Unde-i scutul meu? Trebuie să stau pe lângă ele. Mamă, ce-mi faceți voi? Vino încoace. Și voi din apă. Pișpirelelor. Trebuie să stau pe lângă ele. Trebuie să stau pe lângă ele deoarece scutul acela nu... Ai, au ieșit multe. Trebuie să stau pe lângă ele deoarece scutul ăla a dispărut. Nu! Chiar îmi trebuie mult scut. Nu vreau, am vrut să vă las aici, e sub tine? Am vrut să vă las aici un sanctuar, dar nu mă face să vă fac o fermă automat de cocobroscuțe, că de ce păziți voi atunci? Mie îmi trebuie scut, lasă acolo până dați scut. Sunt destul de cute, trebuie să recunosc că ăștia mici. Nu-i scut pe aici prin apă? Nu-i. N-am niciun scut cu mine. Ma! Ce mi-ați făcut-o voi? Cocobroscuțelor. Bun, hai să facem hambarul pentru ăsta. În primul rând, să ne uităm așa puțin pe aici și grădina asta o duce bine, o ducem foarte, foarte bine, e foarte frumoasă. Desigur o vom mări și mergem aici așa și vreau să iau asta cu mine. Aici am ceva de folosință? Ok, ok. Punem așa aici și am nevoie de, vreau să fac un lemn din ăsta. Așa. Și aici poate cred că ajunge și vreau să fac și îmi trebuie și câteva scări. Așa, și este numai cu lemn din ăsta. Și de cât să o facem, să văd și cât de mare, hai că încep de aici, așa. Și începem așa. 1, 2, să nu fac foarte mare. 3. Cred că așa. Hai că fac așa. Și mă gândesc că aici să punem slabs. Că e mai fain, dar pun după. Cred că așa se fac slabs-urile. Perfect. Să punem slab sus. Ah, și trebuie, hai să punem și gratii. Din astea așa, dăm cu aceasta. Să punem grajd, cum s-ar fi grajd, cum sunt eu. Gard. Pentru asta am nevoie de biețe. Așa. Și după aceea să facem niște gard. Ok. Și acum trebuie să mai facem și puțin lemn, deoarece l-am cam consumat.
Bun, perfect, perfect, perfect. Gardul mi-l pun aici. Bun, o duc, cred că o ducem bine. Aș vrea totuși să fac ceva de genul, să-mi pun aici așa. Și aici ăsta așa, deoarece chiar nu am nevoie în partea asta. Și în partea asta deasupra să punem slabs. Așa. Și aici să punem un zid. Și de fapt aici să punem gard. Consider că au și nevoie de aerisire, măgărușii. Arată destul de bine. Arată chiar foarte bine. Arată chiar foarte, foarte bine. Și aici pot să mor pe gard. Va trebui să ne cățărăm pe altă parte ca să putem să-l punem. Ok, cred că arată destul de bine. Ceva de genul vreau să fac. Și acum dacă am putea să mă urc aici sus. Bun. Aici să mai punem un rând. Așa, ca să-l acoperim. Așa. Ceva de genul. Ok. Și aici am putea să punem una jos, așa. Ceva de genul, dar cred că am să fac altceva. Bun. Aici va sta măgărușul. Are destul de fain. Mă gândesc și partea asta. Eu aș putea să-i fac liber și în partea asta. Dar mică nu vede nimic. Dacă îi fac liber și în partea aia. Hai că-i fac, dă-mi colo treabă. Cât îmi trebuie? Mai trebuie 3. Așa. 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 Deci acolo. Ok. Și punem și aici. Cred că o să-i plac mai mult spațiu. Noi am făcut că am crezut că nu are ce să respire acolo, ce să vadă. Ok, bun. Dacă lui măgărușii o să-i placă așa, așa va fi. Și acum a trebuit să facem acoperișul, care nu va fi greu, dar ne va lua ceva timp. Ia să vedem cum stăm cu pietrele. 5-8. 4-6. Bine, stăm bine. S-ar putea să mă ajungă. Ok, mergem aici așa. Consider că este important să ne facem pentru fiecare mălu să fie fierișit. Cel puțin eu așa consider. Facem din astea. Și din astea pot să fac slabs-uri. Da, ok. Facem din astea. Ok. Și ce am pus acolo? Și acum să facem o tonă de slabs. Ideea asta am văzut ceva de genul pe internet și o modific puțin, cum consider eu, dar ceva de genul m-am uitat la ideea de acoperiș și mulți am văzut că au făcut din slabs, căci că ar fi mai fain. Ia stai să pun și aici jos ceva. Trepte, am 8 scări și cred că ar da mai interesant dacă aș pune scări așa aici. Așa. Și să pun, că vine noaptea, să pun niște torțe, să nu mă atace pe mine. Așa, așa, să nu vină pe lângă mine. Să mă lași în pace de zombolică. Un aici. Un aici. Un aici. Așa. Că vor fi toate luminate, toate cele, n-aș pun și una înăuntru. Bun. Deci aici o să pun două torțe. Bun, ceva de genul. Și acum să facem acoperișul, că avem o tonă și ceva de slabzuri. Să fac așa. Aici e puțin mai dificil. Prima dată, până vezi cum îți vine. Dar eu consider că e foarte, foarte important. A, nu! Consider că e foarte, foarte important să faci cum vrei. Mie ceva de genul aș vrea. Îmi place mult piatra asta și îmi place foarte mult piatra aia care o iei... Nu. Piatra aia roșie care o iei din apă. Dar din aia n-am putut să iau, că trebuie să iau multă. Bun, să mă duc puțin pe acoperiș. Oh, căzătorule! Bun, și de aici trebuie una așa și una așa și cred că ajunge, să vedem. Da, ceva de genul și acum dacă vin cu una așa, deci cât e așa și acum să vin una așa și vin în jos. Perfect, 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 perfect. Ceva de genul am vrut să fie. Dă puțin în casa cățelușului, dar sincer mie îmi place.
Îmi place că nu vreau să ocupe mai mult spațiu și aia înseamnă că asta de aici trebuie să o dau la o parte. Bun. O să dau pe asta. Ok, atunci asta de aici va dispărea. Ok, luăm asta. Și punem pământ. Ok, atunci o distrugem și pe asta. Și s-ar putea și ăsta să mă deranjeze. Plouă, perfect că plouă, mă udă tot. Și aici mă gândeam dacă să pun din ăsta, dacă ar fi mai interesant. Pare destul de interesant, dar vom vedea. Problema mare care este că trebuie să multiplic tot acoperișul. Aș putea să mă pun, puteți să văd ce fac cocobruscuțele, aș putea să mă pun să dorm, dar mie că dacă dorm, cocobruscuțele nu o să mai eclozeze și mi-e și greu să lucrez pe ploaie. Măcar îmi udă, cum se cheamă, grădina. Voi ați crescut? Nu pare să fi crescut. Au eclozat multe, au ieșit multe, ceea ce este super, dar și multe mari și nu văd eu ce o ieși pe acolo. Bun, hai că lucrăm pe ploaie, asta ni viața. Nu mă deranjează foarte mult. Mă deranjează că nu văd. Deci mă deranjează că nu pot să văd prea bine pe ploaie, dar oricum este bine. Este Minecraft acolo, explozie și un din ăla, e perfect. Și acum noi trebuie să multiplicăm asta. Sper să ne ajungă slaburile. Așa. Și trebuie să facem același lucru și din partea asta. Așa. Ceva de genul. Trebuie cumva să o multiplicăm. Da, o să-mi fie ceva dificil. Cred că mai bine vin și fac partea aia, dar trebuie să mă urc pe niște bucăți de... Îmi pun aici mai multă nisip. S-a auzit ceva? Ce-o s-a auzit? Vrăjitor! Asta mă bate! Stai puțin că îl bat, numai când trebuie... Îmi trebuie la lapte. Am apă. Unde mi-s găleațile? Uite aici o găleată. Lasă că iau pe asta. Mi-au două. Iat și asta de apă. Ok. Vărsăm apa. Ne batem și cu un vrăjitor. Nu mă las să lucrez. Torn apa asta aici. Domnule, treaba. Pune-te aici în apă. Bun. Haideți să luăm niște... Să vedem dacă putem să-l batem. Uite și un din ăsta. N-am scutul. Mic o să mă bată vrăjitorul. Ok. Cine a dat mine? Ok. Unde mi-i scut? Unde mi-i scut? Aici e. Bun. N-am nicio sabie de diamant. Ok. Să-mi pun astea așa aici. Deși ăsta dă mai tare. Toporul dă mai tare. Na, vino cu ace. Vrăjitor. Dacă e ceva mă duc. Uite aici e. A, țin scutul și nu dă mine. O dat. Dacă reușesc să-l bat. Te pui cu mine? Opa. Unde ești? Zombie! Tu ții cu mine! Zombie! Pleacă de zombie! Din cauza ta nu pot să-l bat! Așa. Vino cu ace, unde ești? Ce fac? Vreau să-l bat. Dar vrăjitorul ăsta are 1000 de viață. Cât mă viață mai ai? A, m-ai prins. Așa, te-am distrus. Bun. Hai să beau repede asta. Și să mănânc ceva. Un cu zombie. Lomi, lasă-mă în pace, că de-abia m-a revenit. Am bătut cu vrăjitorul. Zombie, lasă-mă în pace. Pleacă de aici. Zombie! Bun, cățeluș, tu ce vii? Și o chestie acolo, stai să mănânc. Cred că mai puteți să pun torțe. Să mănânc puțin. Ok, ce mi-a dat? Mi-a dat glowstone dust. La ce întrebe asta, nu știu. Bun, haideți să continuăm să facem chestia asta. Că, sincer să fiu, vreau să facem chestia asta. Eu stau când plouă, n-am ce să fac. Vă zic că mă deranjează foarte mult. N-aș să mă asigur că o fac exact ca aia.
Deci două și după aceea tot mai sus. Bun. Ok, și punem două. Oh, trebuie să mă urc. Pe casă. Deci două și după aceea în sus. Și așa, și așa, și așa, și așa. Și așa, și așa. Și așa, ceva de genul, perfect. Am ajuns unde trebuie? Da. Și de aici voi pune din asta de lemn ca să n-ajung, că n-ajung. Și de asta sunt la asta de aici. Și de aici vine 3 în față. Trebuie cumva să fie simetric. Ok, este simetric. Pare să fie și de aici mergem în jos. Ok. Ca ce facem de aici, perfect. Pare să fie bine. Așa. Poate reușim chiar să facem bine. Ok. Cred că am reușit. Am făcut cum trebuie. Pare să fie 3. 1, 2, 3. Nu, ceva am greșit. Undeva am greșit. Aici. Trebuia una mai lungă. Aici am greșit. Dar nu-i problemă. Vom face. Deci de aici vine una în sus. Bun. O vom face noi. E puțin dificil. Până când face exact, mai ales că suntem pe Survivor, deci de aici, asta, așa vine. Ok. Stai că nu știu, de aici și de aici vine așa și așa. Da, și atunci asta de jos chiar nu mai trebuie. Așa. Okay. Și atunci să-mi pun câteva din astea ca să pot să merg. Și de aici cum vine? Dă deasupra. E una deasupra, una așa. Una deasupra și una așa. Ok. Și așa. Ceva de genul? Am făcut bine oare? Mă, ce mi-a făcut vrăjitoarea? Tare greu am bătut-o. Ok, ceva de genul. Da, da, doar că mai trebuie să mai pun una aici. E egală sau nu este egală? Cel mai bine este, după părerea mea, este să pun ăstea așa aici, așa, ca să văd dacă se ating. Că oricum vreau să fac și acoperișul ăsta. Ok, până acum e bine. E perfect, perfect. Ok, acoperișul este egal, ceea ce este super bine. Veste foarte bună. Să mă duc din partea asta. Acoperișul e foarte important să fie egal, deoarece atunci va da cel mai bine. Nu mai am din ăstea. Nu mai am, trebuie să fac. Oricum ne surcăm foarte, foarte bine. Lucrăm și pe ploaie, nu contează. Masa mea se pare că am uitat-o, mi-am pus-o aici așa. Mâncăm puțină mâncare. Începe să arate bine. Punem asta așa aici. Cățelușule, tu du-te înapoi. Nu mă bătu zombie, nu-ți face griji. Ce să mai facem? Mai facem din astea. Și din astea mai facem din astea. S-ar putea să... 11, nu mă ajunge 11, niciun caz. Așa. 36, s-ar putea să ajungă. Bun. Ok. Trebuie să avem grijă că este un acoperiș destul de mare. Și vrem să-l facem bine. Ok. Și de aici este destul de... nu știu dacă trebuie acolo. Vom vedea la sfârșit. Să o luăm când putem. Așa. Stai că pun din astea întregi. De asta. Nu știu cum am și din astea. Pleacă de aici să nu mă încurci. Ok, să vedem cum facem. Punem... asta e plină. Punem așa. Dar să știți că nu este ideea rea, dacă aici este din ăsta întreg, dacă spuse două, ca și cum ar fi un întreg, trebuie să-mi iau pe asta. Dacă spuse ca să fie un întreg, punem și noi un din ăsta întreg. Să vedem, întregi am aici. Și vom pune un întreg de o parte și de alta. Perfect, partea asta pare să fie bine, acum trebuie partea asta de jos, ceea ce nu este greu deloc. Ok, începem cu partea asta de aici așa, ca să nu cădem. Continuăm cu asta de aici. De fapt, aici aș putea să pun efectiv întreg. Și aici la fel. Nu merge. Nu merge pentru că mă ia la altă dimensiune. Bun, ok. Deci putem să punem doar aici, e perfect. Și punem restul de din astea normale. Perfect, acoperișul este aproape gata. Aici să vedem, au durut. Aici să vedem ce facem, vom pune din astea așa mai grele. Ploaia, n-ai de gând să te oprești.
Păi asta nu se mai oprește. Și ia să vedem cum arată până acum, dacă arată bine. Numai să distrug chestiile astea, chiar nu avem nevoie de ele, decât dacă trebuie să ne mai urcăm sus pentru ceva. Ok, și chestia asta iară să o distrug. Dar de ce plouă atâta? Ia uitați cum începe să arate. Cred că arată destul de bine. Nu. Ceea ce observ eu este că buștenii ăștia sunt mult prea mari și dau așa o idee de, nu știu, de piramidă sau o idee de capelă sau ceva ciudat. Așa că voi pune guard. Unde mi este gardul 3? Nu mai trebuie guard. Dar totuși, dar arată bine cu guard dacă pun. Cred că arată mai bine. Bun. Asta de aici chiar nu trebuie. Voi pune una sus aici. Așa. Bun, ceva de genul. Acum arată mai bine. Și nici asta nu o vreau. Așa, arată mai bine. Hai să facem niște gard. Bețe mai am? Nu prea mai am bețe, dar nu-i problemă. Facem niște bețe. Ok, le punem în mijloc. Și gard îmi trebuie... Atât am ajunge. Perfect, ne ajunge gardul. Mă, mai plouă mult. Dar ce se întâmplă de plouă atâta? Să mergem la Coco Broscuțe să vedem dacă... Aș putea să mă duc să fac nani, dar mie că dacă fac nani, Coco Broscuțele nu o să mai eclozeze. Nu o să mai îndea scutul. Ba, de fapt, la tot o să crească. Hai că mergem să facem nani imediat. Poate se oprește ploaia asta. Cred că au crescut. Uite câte sunt. Dăm scutul. Unde-i scutul de la Coco Broscuțe? Nu spune că a dispărut. Nu! Deci, fiți atenți. Nu am scutul de la Coco Broscuțe. Ceva se întâmplă. Am prea multe Coco Broscuțe, dar nu găsesc scutul. Cred că a dispărut. Mamă, trebuie neapărat data viitoare să fac santuarul de Coco Broscuțe ca să iau scuturile, că am 1000 de Coco Broscuțe, dar fără scut nu pot să merg în apă. Sunt 1000. Ok, haideți să facem nani. Acum chiar mergem să facem nani, pentru că mi se pare mie sau este puțină ideea așa de seară. Și cred că putem să facem nani. Nu pot să dorm, că nu-i seară. Ok, bun, mai așteptăm. Bun, haideți să ne terminăm asta, că sigur mai avem de lucru. Cred că arată super, super fain. Ceea ce vreau să fac acum este să-mi iau lemnul și să îmi astup chestia asta. Dacă pot. Așa. Ok. Așa ceva de gen. Oh, s-a oprit. Nu s-a oprit. Numai înăuntru s-a oprit. Ok, bun. Așa. Ok. Super. Arată chiar foarte super. Opa, aici nu trebuia să pun. Super, super, super. Și cred că aș mai pune un rând și aici. Da, aș mai pune un rând și aici de lemn, deoarece arată mult mai bine. Foarte interesant că atunci când suntem sub ceva, chiar nu prea auzim ploaia când suntem de fapt sub asta. Uite ce înalt este. Măgărușul ar fi bine să-ți placă. Ok. Super, arată chiar super, super. Aici în față mă gândesc să punem un rând de din asta. Opa, o pierd pe aici așa. Aici vom pune un rând de chestii din asta, nu din asta, de slab. Îmi pune aici un rând. Super. Și aici... Da. Trebuie să pun un gar sau ceva, că dacă nu am să cad... Ce e chestia asta? Am să cad în continuu. Ce era chestia aia? Ink sac. Perfect. Să am gândit să nu cad. Ce mai e pe acolo? O bucată de așa. Mă gândesc aici să punem... Să punem așa. Să punem slab din ăsta. Așa. Doar unul. Mi se pare că ajunge. Perfect. Super. Și aici, în jurul lui, cred că arată destul de bine. Aici să vedem ce mai facem. Aici să mai punem două. Perfect. Cred că arată destul de bine. Trebuie să băgăm măgărușul înăuntru. Aici, deși chestia asta trebuie să fac o portiță, mă gândesc. Cred că așa o să fie. Cred că lăsăm chestia asta așa. Și aici punem o bucată de gard, dacă putem, unde este. Ia să vedem. Mă gândesc să fac altcumva. Luăm asta. Trebuie și măgărușul să aibă lumină, așa că mă gândesc să punem afară două torțe. Perfect, arată foarte bine.
Și aici ar trebui să-i punem altceva pământ de sub, dar nu... Nu știu cum se face core sand, asta e să vedem la pământ. Știu că este un pământ pe care nu crește iarba, coarse dirt, gravel, ok. Coarse gravel cu dirt. Și ăsta e dirt, nu? Gravel. Cred că avem gravel de desubt și îl putem folosi ca să facem curse. Și asta, curse ăsta, nu mai crește iarba pe el și mi se pare că ar arăta mult mai interesant. Ne trebuie niște gravele, să vedem. Andezit, gravel. Deci fiți atenți că și gravelul ăsta chiar are scopul lui. Deci unde erai? Știu că am mai făcut din ăsta, coarse dirt. Așa, coarse dirt. Mai dăm încă una. Perfect, mersi foarte mult. Mai este alt dirt mai interesant? Polish granit, nu-mi trebuie. Ok, punem aici, punem gravelul înapoi. Și vom merge sus. Vreau să pun din ăsta deoarece mă gândesc acolo unde merge măgărușul. Unde, dacă ai măgăruș sau un căluț, mă gândesc în locul ăla... Ei o să mănânce toată iarba, o să se plimbă. Fân trebuie, fân într-adevăr trebuie. Dar asta nu, altceva nu. Ok, luăm asta și luăm sapa. Să vedem, sper că mă ajunge. Nu, asta, asta e curs. Ok. Ok, cred că ajunge. Ok, și în partea aia nu o să mai crească. Mai trebuie puțin gărduleț, dacă mai avem să facem. Aș pune puțin gărduleț acolo, consider că arăta mult mai interesant. Să punem așa. Și așa, așa, așa. Ce nervant este că plouă, deci mă deranjează foarte mult. Să punem așa. Ceva de genul, consider că arată super, super fain. Trebuie să-i luăm acum fân. Dar de ce plouă atâta? Ce se întâmplă? Serios acum? Voi ați mai puțin să plouă fără să oprească în Minecraft? Că nu am niciun motiv de ce să plouă atâta. Ia să-mi iau asta, așa. Să pun repede ca să nu se strice pământul. Deși ar fi ciudat să pământul să nu fie umed, având în vedere... S-a oprit! Ai, s-a oprit, ce bine! Am rezistat! M-am cam plâns, dar am rezistat. Luăm tot ăsta, așa trebuie să hrănim văcuțele. Ah, fain, te-ai făcut acolo, fain. Și nici n-am sapa aia cu mine. Când a început să nu mai plouă, imediat ai dat și tu. Trebuie să-l pun repede. Perfect. Acum să-mi iau toată chestia asta. Cred că avem și morcov destul de mulți. Cât avem din ăsta? 37. Nu foarte mult. Mie îmi trebuie cel puțin mult mai mult. Așa. Opa. Perfect. Aș vrea să dau de mâncare la văcuțe mai încolo. Deocamdată să ne ocupăm puțin de măgăruș. Și pentru asta avem nevoie de niște hay. Și am uitat cum se face. Cred că îl umpli tot ăsta. Da. Perfect, perfect, perfect. Că va arăta super, super fain. Vom face ceva de genul. Cum putem să punem chestia asta? Da, uita ce fain este. Și aici ne vom pune rezerva. Da, destul de fain, destul de fain. Chiar îmi place foarte, foarte mult. Aici aș mai pune totuși. Aș mai face un nivel. Consider eu. Așa. Super, chiar arată. Oh, opa, opa, opa. Să nu cădem și desigur aici trebuie să mai facem ca să trecem. Ne trebuie mai mult spațiu și e timpul să aducem măgărușul. Măgărușul nostru prietenos. Dar pentru măgăruș am o surpriză. Am o surpriză pentru măgăruș. Ok. Aici trebuie că dacă nu o să cădem. Cățelușilor, voi să-mi dați aici un puiuș de cățeluș. Și am nevoie, o vine noaptea, nu mă contează, opa, nu contează, ia să facem așa, mergem până jos și avem nevoie de ață, avem nevoie în primul rând, avem nevoie de oșa, cine trage în mine? Cum a intrat la mine înăuntru? E atâta de mult întuneric încât a intrat înăuntru? Vezi că îmi pun un paznic aici. Trebuie ață și... Cred că sus am. Hai să-mi pun, că nu mai am nevoie de pământ. Gravel din ăsta așa. Îmi pun aici pietrele. Și îmi pun aici ceva pământ ce mai am. Ok, și aici îmi pun... Aici îmi pun lemnul. Câtva lemn. Perfect. Ok, bun. Am nevoie... În primul rând, hai să dormim. E foarte important să dormim, deoarece o să vin numai zumbălăi. N-am vrut să dorm din cauza cucubroscuțelor, dar cred că te stau pe lângă ele. Cred că atunci când o să le fac sanctuar, o să am eu mai multe scuturi. Ok, facem nani. Și după aceea ne pregătim pentru măgăruș. Am niște chestii faine pentru măgăruș, de-abia aștept să le folosim. Ok, pentru măgăruș ne trebuie în felul următor. Ne trebuie două chesturi. Unul leu de afară și ne trebuie slime.
Ok, și încercăm să facem LED, dacă mai știu eu cum. N-am făcut niciodată, dar parcă am văzut la rețetă LED-ul. Cred că aici era. Ăsta-i. Și luăm LED, perfect, bine că ne dă două. Punem slime-ul înapoi, deoarece nu pot zic că l-am luat ușor. Și cred că asta e tot, cred că asta e tot. Perfect. Asta distrugem jumătate din asta. Perfect. Și mergem la măgăruș. Nu, nu, nu vreau să dau în tine. Stai puțin. Mă pot pune pe măgăruș. A, uite că eu încerc să-l dresez acum. Încercăm să dresăm măgărușul. Mă lași? Perfect, nu. Nu, nu mă lasă. Măgărușule, mă las, stau pe tine? Nu prea mă lasă. Voi încerca de câteva ori ca să dresez măgărușul. S-ar putea să fie puțin supărat pe mine că am dat în el, dar am dat din greșeală. Să nu te superi pe mine. Eu trebuie... Uite și tu că nu mă lasă. Asta e un măgăruș încăpățânat, dar am dresat un măgăruș mare acolo. Asta de ce nu vrea? Perfect, perfect. L-am dresat. Acum vom lua asta. Perfect. Și acum, dacă reușim cumva să spargem barca. Fără să lovim pe el. Să încerc de aici. Nu! Mi-a omorât măgărușul, nu! Nu, a omorât măgărușul, dar ce? Deci l-a lăsat să fie blocat în barcă, nu! Va trebui să mergem să luăm alt măgăruș, nu! Data viitoare, tu ce stai aici? Măi, voi ați spus lui că o să iasă, pleacă înapoi! Ia dați-mi niște puiuți, ia veniți toți aici. Șatal papuc, veniți încoace. Trebuie să-mi fac rost de alt măgăruș. Să-mi iau din asta de mâncare. Vino încoace. Îmi dați pui acum. Haide. Așa. Dă un puiuț? Deci tu le dau de mâncare și tot nu vrea să-mi dea puiuț. Ce vor să facă? Cred că ei vor să se bată. Așa. Du-te, fă-i puiuț. Mă rog, îi las să se plimbe. Deci, cam ăsta este grajdul care l-am făcut. Mi se pare chestie de destul de fain. Singura problemă este că ne trebuie... Aș vrea în grajdul ăsta să fie pentru măgăruș. Și vreau să am doi. Deci, problema este că dacă măgărușul când îl luăm de mic, el va crește, atunci o să pățim ceva care se cheamă... Rămâne blocat în barcă. Aici vreau să pun un măgăruș care va sta tot timpul legat aici. Și aici ar vrea să pun un măgăruș de un LED care iar va sta... Tu ce faci? E un zombie jos? Lasă-l în pace! Și aici vreau să mai punem un măgăruș afară. Na, cam asta este. Vom merge data viitoare să căutăm căluci măgăruș cu LED-ul. Oricum, cred că arată super, super, super fain. Uite de aici ce fain arată. Mi-e bate puțin soarele în monitor și nu văd bine, dar cred că arată destul de bine. Nu s-a apăsat butonul de cocolai. Scrieți în comentariu ce să facem data viitoare. Dacă să mergem după cățeluș, după cățeluș, după măgăruș și după căluț, să-i punem aici sau dacă să facem altceva. S-a apăsat butonul de cocolai și ne vedem curând. Pa!